dragii mei, am revenit în platou, vă uitați la Alături de Tine, iar eu sunt Alina Ilioi Mureșan. Vă spuneam că în cea de-a doua parte o să avem un subiect foarte, foarte frumos și două invitate minunate, pentru că noi suntem spontane aici la Alături de Tine și că de fiecare dată ne gândim cum e mai bine pentru toată lumea și cum să facem, cum să nu facem, ne-am gândit, ce ar fi dacă tot vorbim de femei, de succes și așa mai departe, să nu fim toate deodată aici și invitatele și prezentatoarea, să nu venim să prezentăm pe rând, deoarece avem multe lucruri de spus și avem subiecte importante de dezbătut. Și vă mai spuneam eu că vreau să vă întreb atât pe voi cât și pe doamnele din această seară dacă 40 este noul 20. Pentru că mă uit în jurul meu și observ tot mai multe femei împlinite, fericite, minunate și nu le mai interesează ce vârstă au. Că în trecut, dacă le întrebai, nu prea ți-ar fi spus, n-ar fi vrut. Dar acum își asumă doamna și spune, cu în adevăratul sens al cuvântului, am vârsta aceasta și mă simt foarte bine. Și de altfel, dacă ne uităm, are și mult succes. O femeie care știe să-și asume vârsta, să vibreze prin toți porii ei feminitate și poftă de viață. Să vă prezint și invitatele, să nu vă mai țin așa în suspans. Este vorba de Magda Băcanu. Bună seara, o cunoașteți deja. Bună seara, Alina, și bine te-am regăsit. Și noi bine te-am regăsit, la fel așa cum ne-ai obișnuit, cu zâmbetul pe buză, plină de viață. Sigur. Da. Și mai avem pe cineva nou care nu a mai fost niciodată aici la Alături de Tine și nici la 7 TV. Este vorba de Georgeta Furdui, da? Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, bună seara. Știu că tu recent te-ai întors din Dubai, chiar aseară. Da. Sau azi noapte. Azi noapte m-am întors și m-am pregătit să vin direct la dumneavoastră. Și am venit cu mare drag. Noi ne bucurăm că ești aici și de altfel de fiecare dată când vine Magda și ne prezintă pe cineva, avem parte doar de persoane minunate și frumoase și când am auzit de toate reușitele pe care le ai, am zis neapărat trebuie să te cunoaștem și neapărat trebuie să te cunoască și cei de acasă. Înainte de a dezbate și a povesti mai multe despre Dubai, despre ce se întâmplă acolo, ce se va întâmpla în România și multe altele, vreau să vă întreb dacă 40 este noul 20? Asta cu siguranță. Nici nu se pune problema. Sigur că da, și chiar mă bucur că din ce în ce mai multe femei încep să conștientizeze acest lucru, să aibă grijă de ele, să bucure și să iubească mai mult. Pentru că asta contează. Acei 20, da, care revin din 40, numai așa ies în evidență. Mă bucur că tu ești, tu de altfel te urmăresc des, să știi, și de altfel mereu ești foarte asumată așa și plină de veselie și de voie bună. Nu te interesează nici ce spune cel din stânga, nici cel din dreapta, te interesează să-ți trăiești viața, să fii fericită și de ce nu să radiezi în jurul tău doar fericire? La maxim îmi trăiesc viața. La maxim. La maxim, da. Da, deci. O femeie după 40 de ani știe mai mult ce nu vrea decât ce vrea, pentru că chiar o femeie împlinită, după vârsta de 40 de ani, împlinită din toate punctele de vedere, da? Fie că are o familie, un copil, o carieră, în primul rând, și e un lucru extraordinar, și atunci știe ce nu vrea, da? E cel mai important lucru. Deci e important ca o femeie să știe ce nu vrea? Da, sigur că da. E foarte important ca să știe ce vrea. Și asta ai gândit mereu? Adică atunci când aveai poate 25, 30, 35 de ani, te gândeai, mai după ce voi atinge vârsta de 40, o să fiu eu femeia care știe ce nu vrea și ce vrea? Nu, bineînțeles că nu. Când aveam 20, când am auzit pe cineva care 40 și, sau 40 și ceva, mi se părea așa de bătrână, așa de zi, nu cred. Dar uite, am ajuns la vârsta aceasta în care eu mă simt extraordinar, mai bine ca niciodată. Sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea, știu cine sunt, știu ce-mi doresc și ce nu-mi doresc și atunci poți să trăiești viața la maxim. Ai ajuns greu la această concluzie? Prin experiențe, da, din experiențe și, de fapt, vârsta nu se măsoară în ani, se măsoară în povești, în povești de viață. Pentru că fiecare dintre noi ne scrie în propria noastră poveste. Și eu mi-o scriu frumos. Mi-am scris-o până acum și mi-o să o scriu și mai frumos de aici încolo, pentru că o femeie este împlinită, cum spuneam, din toate punctele de vedere.
începând și sexual și tot ce înseamnă, da? Pentru că altfel trăiește, altfel simte. Timpul ei după această vârstă e mult mai limitat, cum se spune. La când ești tânăr, ai 20-30 de ani, îți dorești familie, copil, carieră, da? E după 40 de ani o femeie matură își dorește să trăiască, să fie fericită. Ați auzit, dragii mei, eu intenționată tot las pe Georgeta să gândească la răspuns, pentru că ei am spus că o să discutăm despre alt subiect și tocmai pentru că am făcut aici această rocadă și am zis să discutăm cu toate despre subiectul acesta și mai apoi și despre Dubai și Fashion Week și antreprenoriat. M-am gândit să încep cu Magda pentru că ea era deja pus în temă cu, cu această temă. Oricum și-o am împlinit recent, 41, deci am trecut de 40. Și exact ce zicea și Magda, deci nu este doar un număr, este și o realitate care trebuie să o acceptăm, vrem, nu vrem, trebuie să o acceptăm. E cel mai important este să, cum te simți. Iar eu la 41 de ani mă simt extraordinar de bine și sunt în formă și am mai multă încredere în mine decât la 20 sau 30. Bineînțeles, după toate experiențele prin care am trecut până la această vârstă. Deci asta e important, să fii în formă, să te simți bine în pielea ta. Deci nu te-ai fi gândit, poate când aveai 35 sau 36, te gândeai cu groaza, nu? Aoleu, o să împlinesc, că știu că multe femei se îngrijorează, exact. Voi împlini 40 de ani, da, da. Și ce se va întâmpla cu mine? Da, mă speria, cifra 40, zic, vai, deja sunt bătrână, nu, deci mă simt extraordinar de bine la vârsta mea de 41, încă chiar spun 41 cu atâta mândrie, pentru că mă simt în formă. Deci la 41 de ani, parcă ai prins și mai multă putere, da. Și te simți mai în formă ca niciodată. Da. Și tu, da. Magda, știu că imediat este ziua ta. Câți ani faci? Eu pot să spun, pentru că știu că nimeni nu-mi dă această vârstă. Împlinesc 48 de ani și sunt atât de mândră de anii aceștia, dacă de asta ne îndreptăm către femeia de 50 de ani și mă simt extraordinar, mai bine ca niciodată. Mă simt nemaipomenit de bine. Sunt eu. Se vede, transmiți asta mai departe și eu te-am întrebat pentru că știu că o să-mi răspund și că nu te superi, pentru că chiar ziceam mai devreme că e important să ți asumi. Asta este vârsta mea, dar nu înseamnă că vârsta mă definește sau gata, după 40 de ani s-a încheiat viața. Din contră, ceea ce îmi spuneți voi este că după 40 de ani începe viața cu adevărat. Da. Este o nouă etapă pentru fiecare dintre noi și trebuie trăită la maxim. Nu să ne sperie nici vârsta de 40, nici de 50, nici de 60. Eu cred că fiecare vârstă trebuie trăită în felul ei și cred că depinde și de fiecare persoană dacă vrea și își dorește să o trăiască frumos. O trăiește frumos, fiecare vârstă. Dar ați spune voi că vârsta se măsoară în povești de viață? Da, și în povești de viață, da. Da. Râzi, Magda, tu? Eu zic că da. Da? Pentru că să ajungi să trăiești acești ani cu bucurie, cu speranță, înseamnă că trebuie să scrii anumite povești și să ajungi să conștientizezi. Da, și să fii fericit acum la această vârstă, să nu fii demoralizată, să zici, vai, cum, împlinesc aproape 50, totul se termină. Nu, din contră, mult mai intens trăiești viața. Și m-am uitat așa atentă la voi când ați intrat aici, foarte aranjate, foarte bine îmbrăcate, atente la fiecare detaliu. Ați intrat și practic ați inspirat așa multă putere, forță, succes. Și faptul că știți ce vreți și sunteți hotărâte. Și sigure pe noi. Și sigure pe voi. Da, avem make-up artist al nostru personal cu noi tot timpul și ea are grijă de aspectul nostru. Dar și ținutele sunt pe măsură, să știți, și make-up arată impecabil și ținutele. Ați venit aici să arătați, da, că într-adevăr, da, așa că suntem femei de succes. Ăsta e și subiectul. Pe lângă faptul acesta, uite, o să facem așa, din când în când, câte o întorsătură de situație, dragii mei. O să vorbim ba de femei de succes, ba de femei peste 40 de ani. O să discutăm apoi și despre proiectele pe care le poate avea o femeie după 40 de ani, pentru că, în general, oamenii, pe la 40-50 de ani, se gândesc la pensionare. Nu? Cum să ne pensionăm? Însă, ce am remarcat și la voi și la alte doamne care sunt sigură pe ele, că în jurul vârstei de 40 de ani se reinventează și profesional și descoperă și mai multe despre ele. Exact. Da, așa este. Da. Pe mine mă sperie vârsta de pensionare, pentru că majoritatea gândesc că vrem pensie, vrem să ajungem la vârsta de pensionare pentru că nu mai avem chef de muncă. Nu.
eu vreau să muncesc atâta timp cât voi fi în formă și cât timp o să am putere și să am sănătate, bineînțeles. Deci chiar dacă ajung la vârsta de 90 de ani, nu mă sperie asta. Atâta timp cât sunt în forță și am putere, vreau să muncesc. Eu așa am trăit, prin muncă. Așa funcționez, doar prin muncă. Magda, la fel. De asta noi și colaborăm de atâția ani. Avem foarte multe în comun. Deci așa este și în cazul tău. Și cine se aseamănă, se adună. Este exact. O vorbă, avem noi românii, da? Da, da. Cu siguranță. Voi sunteți o gașcă, aș spune eu, de femei, da. Pentru că vă mai postez de femei sigure pe voi, toate de succes, care știți ce vreți de la viață și nu vă uitați în dreapta și în stânga, ci mergeți tot înainte. Sigur, nu, la această vârstă nu mai nimic de pierdut. Ce poți să pierzi? Nu poți să pierzi nimic, nu? Poate la 20-30 teamă, dar nu ești așa de sigură pe tine, dar după vârsta de 40 de ani nu ai nimic ce pierde. Dar și tu te-ai reinventat după 40 de ani. Tu, teoretic, te-ai apucat și de social media după 40 de ani, da? Ce ai zis? A, devin promotor și faci foarte bine ceea ce faci. Mulțumesc frumos, sigur că da, și chiar și eu admir. Din păcate, la noi în România nu am de la cine să mă inspir la femei după 40 de ani. Probabil n-au așa mult curaj. Sunt doar câteva. Da, în străinătate, ce observ eu la marile, să zicem, influencer, da, sunt doamne trecute de vârsta de 45 de ani, 50 și inspiră atât de frumos. Sunt absolut minunate aceste doamne, pentru că după o anumită vârstă prezinți încredere în ceea ce transmiți, ca și, de exemplu, să zicem, influencer. Dacă oamenii să te urmeze sau să inspiri, da, trebuie o anumită credibilitate. Și nu știu cum să spun, o fată la 20 de ani, nu știu câtă credibilitate poate avea, da, să poată inspira numai persoane de acea vârstă și persoane mai mature. Ca să vezi că suntem pe aceeași lungime de undă, uite, n-am mai scris nimic, doar ce am adăugat cuvântul credibilitate aici la mine pe foaie, exact când l-ai rostit tu, că voiam să-l spun, dar l-a zis înaintea mea, Magda. Și nu știu ce întrebări, nu știu ce ai scris acolo, totul e spunta. Nu. De asta este important să fim pe aceeași lungime de undă, pentru că și altfel curge discuția și conversația. Și de asemenea îi anunțam pe telespectatori în această dimineață că o să discutăm despre niște subiecte și tabu. Și ai atins tu un punct foarte important. La noi în România, dacă te uiți, foarte puține persoane publice ca influencer sau promotori avem peste 40 de ani, pentru că se gândesc să nu cadă, eu știu, un ridicol sau le este teamă sau nu îndrăznesc să facă ceva. Și atunci avem puține femei care să spună, măi, asta sunt și uite că vreau să și inspir. Da, sigur că da. Și din acest motiv îmi doresc să inspir cât mai multe femei să aibă încredere în ele și să facă ceea ce le place lor să facă. Să aibă curaj, pentru că atunci când ai curaj, reușești cu siguranță. Încrederea în sine este foarte importantă. Și chiar mă bucur, da, poate la 20 de ani aveam curaj să fac lucrul acesta, dar acum n-am nimic de pierdut. Cine mă place, mă place, cine nu, dar cu siguranță mă place așa de multă lume, încât primesc așa multe mesaje și de mulțumire și de inspirație și mă simt atât de bine, mă înhrănesc sufletul, pentru că îmi hrănesc sufletul cu frumos și un lucru extraordinar, din acest frumos al meu pot dărui și oamenilor din jurul meu frumosul pe care îl văd eu. Așadar, dragi doamne, ați descoperit că după vârsta de 40 de ani puteți deveni promotoare sau puteți deveni influencere sau puteți să vă deschideți canale de social media și să inspirați pe alții. Ce mai puteți deveni după vârsta de 40 de ani? La tine, Georgeta, nu a fost chiar după vârsta de 40 de ani această pasiune de a realiza genți, cele mai frumoase genți și așa, ci de dinainte, dar știu că ai mai descoperit acum recent o altă pasiune de-a ta și aș vrea totuși să începem cu cea cu gențile. Deci, la un moment dat, acum cam aproximativ 10 ani. Da, deci în 12 decembrie brandul meu împlinește 10 ani, deci mai exact brandul meu se naște în 12-12-2012 și deci sunt 10 ani de muncă, multă muncă, multe sacrificii, nopți nedormite, dar când este pasiune la mijloc, nu mai simți munca că este atât de grea. Și tot ce am făcut din suflet, se și vede pe produsele noastre. Am făcut cu atâta suflet, cu atâta dăruire și totul din tot sufletul meu și mă bucur că după 10 ani sunt atât de mândră de tot ce am realizat în cei 10 ani și nu mă las, drumul nostru nu se oprește aici, am mai multe planuri, exact ce
vorbeam și cu Magda, chiar dacă am 41 de ani, visul meu nu se oprește aici, din contră, începe un al doilea vis, al treilea vis, al patrulea și așa mai departe, atâta timp cât sunt în formă și în putere și mă împlinesc toate aceste vise și mi le și doresc din tot sufletul, eu simt că trăiesc. Eu numai așa simt că trăiesc. Tu de altfel ai fost și invitată să faci parte din jurul de la Dubai Fashion Week, da? Da. Acum 3 ani am fost invitată în Dubai să-mi prezint colecția acolo și de atunci merg în continuu în Dubai, sunt invitată, am fost recent invitată ca să fac parte din juriu. A fost o mare onoare pentru mine să fac parte din juriu. Întoarsă recent, cum ați spus și dumneavoastră aseară, un alt proiect, voi începe un alt proiect legat tot de fashion. Voi face parte din juriu în curând în India, am fost invitată și în India, la fel este o mare onoare că sunt invitată și o să am un proiect mare, tot în Dubai, în curând. Pentru asta am și fost acum să discutăm mai multe proiecte. Un proiect mare, dar astăzi este ziua în care lucrurile se aliniază și vin foarte frumos. Voi nu ați prins discuția, ce am pățit eu astăzi și mai apoi să spun ce am pățit și mai departe. Se pare că în fiecare oră am parte de câte o surpriză. Invitata de la emisiunea anterioară, Sonia Trifancea, care este și ea fashion designer, avea o rochie foarte frumoasă pe ea. Și când a ieșit, a zis, Sonia, ce frumoasă rochia, îmi pare foarte mult. Și mi-a zis, da, îți place, stai că mă duc repede la cabină să o schimb, să o iei tu să prezinți în ea. E rochia de pe mine. Și ziceam, iată câte se pot întâmpla în câteva minute doar pentru că faci un compliment. Și mai departe, am primit și un parfum în această seară, adus tocmai din Dubai, da. Și e parfum mai mult și cu... Este un ulei de așa. Parfum. Foarte puternic, foarte bun. Și acesta este noul meu proiect, va fi noul meu proiect. Și acum lucrăm un pic la partea de design, pe sticle, pe sticluțele în care vor fi uleiurile parfumate și la cutii. Deci l-ai adus acum din Dubai? Da, da. Practic da. Azi noapte a ajuns acest ulei parfumat. Și mi-ai spus că pot să mă dau și prin păr cu el și pe piele? Da, este un ulei hidratant, deci puteți să-l folosiți pe piele, pe păr, da. Foarte frumos miroase. Acesta este unisex, nu? Unisex, da, și va mai fi încă unul, deci două voi avea pentru început. Tu ai testat, Magda? Ai văzut? Da, deja sunt dată și m-am gândit. Ești dată gata? Mi-a adus și da, foarte frumos miroase. Da, mi-a adus. Urmând și ziua mea, mi-a făcut deja geta cadou. A, ce frumos, foarte frumos. Da, deja eu... De când lucrez la acest proiect, mai bine spus, de când gândesc acest proiect, iar acum m-am decis, zic că e momentul să-l realizez și acest proiect. Chiar îmi doresc din tot sufletul meu și va fi. Este mai creativ o femeie după vârsta de 40 de ani? Pentru că, uite, acum te gândești și tu la încă ceva să faci și pe partea cu parfum și cum să le realizezi astfel încât să fie atrăgătoare pentru toată lumea și sticluța și toate cele la detalii ne gândim aici. Și la fel și tu, Magda, când vorbim de creație, când postezi, ce fotografie să faci, ce video să pui, cum să-l așezi, ce compoziție. Da, este atentă la toate detaliile, Magda. Da. Când e vorba de poze, da, da. Da, nu, eu cred că o femeie este creativă tot timpul. Atâta că, trecând timpul, vezi tot timpul ce apare nou, ce își dorește femeia din ziua de azi și automat vii cu noi creații și cu noi creații, exact cum a fost în cazul genților noastre. Se schimbă tot timpul, culorile, modelele și așa mai departe. Și încep să creez, eu cel puțin am început să creez genți pentru toate gusturile. N-am vrut neapărat pentru femeile de vârsta de 20 sau pentru femeile de vârsta de 40. Nu, am încercat să le împac pe toate femeile și pe bărbați, pentru că am creat colecții și pentru bărbați, că am zis să nu fiu egoistă, să mă gândesc doar la femei, m-am gândit și la bărbați. Dar eu zic că, ca să vă răspund la întrebare, o femeie este creativă la orice vârstă. Deci în funcție de ceea ce trăiești, ceea ce vezi zilnic, se schimbă creațiile. Foarte interesant răspunsul. Deci putem fi creativi la orice vârstă, nu contează, ci contează perspectiva. Da, pe care o... exact, exact. Magda, la tine cum stă treaba? Cum crezi? O femeie devine mai creativă după 40 sau la fel când se schimbă perspectiva sau background-ul sau ceva anume în viața unei femei? Depinde și ce își dorește fiecare femeie.
sunt femei care sunt mai comode și poate nu au partea aceasta creativă, că acum nu putem toți fi creativi, da? Putem fi și tehnici, putem, nu? Să fim și creativi, dar depinde de femeie ce își dorește ea. Dacă își dorește să facă ceva cu pasiune, cu siguranță îi va veni și creativitatea, cum se spune, pentru că își dorește. Dacă nu și este în comoditatea sa, sau spune că pe mine nu mă interesează lucrul acesta sau nu fac, e clar că nu poate crea, da? Se axează pe altceva, nu știu ce face plăcere, și acum nu putem toate femeile să fim creative, după părerea mea, pentru că suntem unice și avem gusturi diferite și fiecare ne axăm pe ceea ce ne face nouă plăcere. Dacă ar fi fost să vină la voi, eu știu, o doamnă și să vă dea câteva sfaturi, uite ce îți spun eu ție pentru tine și pentru viitorul tău, care ar fi fost acelea? Ce sfaturi v-ar fi plăcut să primiți poate acum 10 ani? Eu întotdeauna ascult pe fiecare, indiferent că e sfat sau o părere, ascult pe toată lumea, dar iau din acea discuție doar ce cred eu că e benefic pentru mine. Niciodată nu pun în aplicare orice sfat sau orice părere mi se dă. Ascult pe toată lumea, dar mă repet, iau doar ce e benefic pentru mine, ce consider eu că îmi face bine. Chiar poate de multe ori fac greșeli. Aleg sau zic că este bine, dar nu este bine, dar de multe ori trebuie să facem și greșeli, să ne dăm seama de multe lucruri. Deci învățăm și prin greșeli. Da, evident. De multe ori e o lecție de viață și dacă nu facem greșeli, nu avem experiențe de viață până la urmă. Foarte frumos spus. Aștept un răspuns și de la tine, Manda. Da, uite, îți povestesc așa, când aveam 18 ani, era imediat pe Revoluție și nu prea erau posibilități atunci, nici femeile din România nu aveau cum să aibă așa multă grijă de ele, pentru că și foarte nu se găsea absolut deloc nimic. Și mai vedeam câteva doamne din acestea care, nu știu, ori soții erau fotbaliști și erau îmbrăcate frumos, se vedeau că erau lucruri de afară, pentru că atunci nu se găsea nimic, da, nici de îmbrăcăminte și îmi doream, le admiram, da? Chiar dacă nu le cunoșteam, dar doar fizic le admiram și spuneam că nu o să ajung mare, o să fiu și eu la fel. Și uite că am ajuns, da, după ceva ani, să fiu eu la rândul meu admirată și eu consider că trebuie să iei de la fiecare persoană și de la persoane mai în vârstă, să iei ce este bun pentru tine, pentru că pentru fiecare dintre noi este un bun altceva. Da? Și eu iau ce cred eu că este bine pentru mine, pentru că eu pot să decid ce este bine pentru mine. Nimeni nu poate să decide. Deja îmi spune cineva, Magda, nu știu, nu e bine ceva sau așa. Eu, dacă mie îmi place, sau poate să fie ceva constructiv, da, să stai să analizezi, să vezi dacă într-adevăr acea persoană a avut dreptate sau nu. Pentru că, vezi tu, Alina, fiecare dintre noi vedem pe altă persoană prin proprii noștri ochi. Dar noi ne cunoaștem cel mai bine pe noi și noi știm cel mai bine ce e bine și bun pentru noi. A, bine, că te poate consilia cineva, nu știu, la vestimentație, de exemplu, că de asta avem specialiști, trebuie să ne lăsăm pe mâna specialiștilor oriunde ne-am duce, pentru că ei au tot felul de specializări, nu? Și atunci, da, poți să ceri ajutorul sau poți să te inspire, dar nimeni nu-mi dictează mie viața, nu trăiesc propria mea viață și fiecare dintre noi trăim propriile noastre vieți. Trebuie să conștientizăm acest lucru. Așadar, trebuie să lăsăm specialiștii să ne ajute să fim o variantă mai bună a noastră, dar nu să ne impună să fim o variantă mai bună a noastră. Cum a fost în cazul vostru? V-ați lăsat machiate în această seară, da? Și chiar a scos tot ce avem noi mai frumos. Trăsăturile noastre au ieșit și au ieșit în evidență. Da, stai să vedem. Cine e make-up artist? Dacă tot să nu păstrăm așa în anonimat. Am copilărit cu Cristina, pot să zic Cristina, am copilărit împreună. Pentru ea meseria aceasta a devenit o pasiune. Și am zis să colaborăm, de ce nu? De atâția ani ne cunoaștem, de ce să nu colaborăm? Și când am văzut primul machiaj, al doilea, al treilea, zic, ok, colaborăm în continuare, pentru că chiar este un make-up artist profesionist și chiar scoate tot ce e mai frumos.
Felicitări, Cristina! Da. Cristina Coroianu, ea se vorbea și a venit tocmai de la Cugir, pot să vă spun lucrul acesta, wow. Să ne macheze. E un lucru extraordinar, de asta eu pun preț pe oameni, pe calitatea umană, pe valoare, cum spuneam Alina în emisiunile noastre anterioare. Țin foarte mult la acest lucru, la, cum să spun, că face din plăcere, nimeni nu i-a spus să vină, da? Ea singură a venit, știind că vine și Geta azi noapte din Dubai. A, deci Geta îi spunem, de acum. Da, Geta mi-a spus, am anulat tot pentru tine toate programările, doar să vin să vă machez pe amândouă și mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că exact cum spunea și Magda, Cristina Coroian este un om de o calitate umană rară, exact ca și Magda, pentru că sunt singurele persoane care pot să le consider prietene de suflet și sunt de o calitate umană rară, ceea ce în ziua de azi nu prea găsește așa ceva, din păcate. Vă salutăm și pe ea și transmitem toate cele bune. Și mă mai gândeam acum că, iată, la vârsta de 40 de ani, bărbații se spune că ar trece printr-o criză a vârstei mijlocii. Există și la femei așa ceva? Există la 40 de ani o criză? Să încep eu? Haide să vedem. Lucrez cu caractere. Îmi place să analizez oamenii, dar, cum să spun, nu analiz aceasta, dar să-mi dau seama de caracterul oamenilor. În privința femeilor, da, și la femei există lucrul acesta, pentru că sunt experiențe de viață. De exemplu, o femeie, dacă are o anumită vârstă și divorțează sau trece printr-un, nu știu, printr-o perioadă mai nefastă, poate vrea să... este mai teribilistă, cum se spune. Uh-huh. Poate vrea să încerce și altceva, dar fiecare om este liber, din propria mea experiență, e liber să facă ceea ce consideră propria sa viață și să nu regrete. Trebuie să nu avem regrete. E un lucru extraordinar să nu regretăm absolut deloc nimic, ceea ce s-a întâmplat până în momentul respectiv. Să trăim pur și simplu. Deci nu e neapărat o criză a femeii la 40 de ani. Nu, nu este o criză, dar poate sunt femei care vor să evadeze din confortul lor sau din ceea ce n-au făcut până atunci și vor să încerce lucruri noi, dar trebuie să-și asume. Trebuie să fie o femeie asumată, bineînțeles. Că dacă, eu știu, face ceva ce nu-i place, după aceea regretă că a făcut lucrul acela, nu este ok. Trebuie să-și asume. Și mi se pare normal, o femeie trebuie să fie asumată în toate punctele de vedere. Geta, îți spun Geta acum că dacă ai venit cu Magda și ți-a zis Magda, da, așa, orice prietenă de-a Magda este, da, și prietena, Geta, mea. Geta mi-a dragă, așa, Geta mi-a dragă. Geta mi-a dragă. Da. Dar să-ți povestesc așa puțin cum am cunoscut pe... Nu mă cunoște, dar asta spun de oameni și de calitatea umană. Cum ai spus tu, că după 40 ceva de ani am început să mă reinventez, am scris și eu pe un blog de-al meu și chiar era primul... despre ce, că scriu ceva și am văzut la cineva o geantă. Și mi-a plăcut atât de mult și am văzut ce firma e și am contactat-o pe Geta, nu mă cunoștea, nu, da? Și zic, vreau să scriu despre acest brand. Uite, îmi place geanta așa. Și zice, Magda, te rog să-ți alegi o geantă. Așa a început. Zic, cum așa? Adică eu vreau să scriu că mi-a plăcut mie. Și zice, nu, eu îți trimit să vezi calitatea, să vezi despre ceea ce scrii. Încrederea aceea, o persoană care pur și simplu nu mă cunoaște la sute de kilometri, că este din Alba Iulia, da? Nu este din București, să ai încredere. Pur și simplu, nici nu știa cum arăt, da, să facă acest gest. Mie mi se pare, cum să spun, oamenii aceștia care pur și simplu cred în alți oameni, pentru că vezi tu și crezutul acesta în oameni și la copii, dacă le dai încredere în ei, altfel se dezvoltă, altfel au alte aripi, în primul rând, și un profesor, din învățător, din școala generală, tot timpul trebuie să le spui copiilor că sunt buni, să aibă încredere în ei, pentru dacă un profesor sau un învățător îi spune unui copil nu ești bun, ești, da, e clar că acel copil începe să se interiorizeze și nu o să aibă încredere în el niciodată și nici când va fi adult, da, pentru că tot ceea ce se întâmplă în copilăria noastră, da, ne aduce așa. Da, ne influențează viața de adult. Foarte frumoasă întâlnirea voastră, ceea ce arată că, după cum am spus, că de cele mai multe ori sufletele asemănătoare se atrag și se găsesc. Și faptul că ai avut atâta încredere în cineva, fără să-l cunoști personal, demonstrează și asta multe. Da, deci sunt, cred că, 7 ani, Magda, 7 ani de când ne cunoaștem. Eu m-am bucurat foarte mult că își dorește să scrie despre brandul meu de suflet.
Dar exact cum a spus Magda, eu am spus, înainte de a scrie ceva despre brandul meu, vreau să vezi ce înseamnă geanta brandului meu, uh-huh, și ce calitate are, să vezi materialele. După ce vezi geanta, produsul, poți să scrii ce vrei tu. Mie mi se pare corect să vezi produsul sau să testezi un produs înainte de a scrie. Eu nu suport reclamele false și în ziua de azi mai mult reclamă, dar nu testăm, nu facem, deci important e să vindem. Nu, la mine nu funcționează așa. Ce bine! Testăm produsul și după facem reclame. Eu așa gândesc și așa am făcut întotdeauna, așa am procedat. Probabil de asta am și, nu probabil, cu siguranță, de asta am și ieșit în afară, pentru că am văzut că în afară se caută foarte mult calitatea. Din păcate, la noi, în România, nu se mai prea caută calitatea. Nu zic că nu se mai caută, se mai caută, dar nu se mai prea caută, mai puțin se caută. Calitatea se caută eticheta la noi, în România. Deci trebuie să avem etichetă. Și eu nu sunt de acord cu asta. Eu, în continuare, merg pe calitate. Adică să epatăm că avem un anumit brand, eu știu... Exact. Nu știu de care... Deși l-am luat în rate, dar asta e altă exact, poveste. Da. Nu știu, întotdeauna am gândit așa, decât cantitate, mai bine calitate. Așa am și pornit. De acum 10 ani, când am dat startul acestui brand, am pornit pe calitate. Și așa este și astăzi, așa va fi și în cazul cu uleiurile parfumate. Am ales, de asta am spus că este de mult de când gândesc la acest nou proiect, în care va fi și Magda și ea va face deci parte din acest proiect. Da, pe partea de promovare, da, și Cristina Coroian va face parte din, vom fi o echipă chiar frumoasă. Și am ales să lucru cu oameni care mă respectă foarte mult, care țin foarte mult la mine și mi-au demonstrat că sunt de o calitate umană rară. Și de asta zic, am ales ceva de calitate, deci vreau să vând ceva de calitate. Și vreau ca femeia și bărbatul, pentru că produsul care vi l-am adus în această seară este unisex, vreau să fie mulțumit, să-și dorească să-și mai cumpere acest produs. Și eu sunt sigură, pentru că eu întotdeauna când încep un proiect, am mare încredere în mine și în ceea ce fac. Dacă nu încep acel proiect, sunt sigură că va merge acest produs. Eu mă bucur și te felicit pentru asta. Să știi că aceasta este și una din regulile mele, pentru că și prin meseria mea și eu mai promovez produse, dar niciodată ceva fără să testez, sau dacă testez și nu-mi place, niciodată nu spun mi-a plăcut, ci scriu înapoi brandului și îmi spun, asta este părerea mea, dacă vrei o public, dacă nu public nimic, pentru că nu vreau să public ceva ce nu e... conform valorilor mele. Așa este. Da. De aceea, felicitări. Mulțumesc. Dar mi-ai rămas datoare cu un răspuns la această întrebare, dacă există o criză a femeii la 40 de ani. Magda a apucat să-mi răspundă. Eu zic că nu. Nu. Eu consider că o femeie, și nu numai o femeie, și un bărbat, dar având în vedere că întrebarea era adresată pentru femei, eu cred că trebuie să faci ceea ce simți. Regrete la fel, să nu ai niciodată, eu cel puțin nu am regrete, probabil am făcut lucruri de care mi-a părut rău mai târziu, dar regrete nu am avut, chiar dacă de multe ori am greșit foarte mult prin acele greșeli, exact ce vorbeam inițial, prin greșeli înveți multe, evoluezi. Eu am fost întotdeauna o femeie care i-a plăcut evoluția și atunci automat trebuie să faci și greșeli. Am făcut întotdeauna tot ceea ce am simțit eu și sufletul meu. Chiar dacă am greșit, chiar dacă ai făcut o eroare, eșecuri, trebuie să facem eșecuri, automat trebuie să faci eșecuri ca să devii mult mai matur, să știi ce vrei, să fii sigur pe tine la un moment dat. De asta astăzi, la 41 de ani, știu ce vreau, sunt sigură pe mine, știu cine sunt, știu ce-mi doresc. Deci am putea să spunem că odată cu acumularea vârstei, căpătăm mai multă putere, mai mult curaj de a trăi. Da. Și mai multă valoare, completez și mai mult, eu. Exact, da. Da, valoare. Pentru că vorbeam de branduri și eu am altă... Nu neapărat trebuie să port branduri din acestea foarte cunoscute. Eu sunt un brand. Eu dau valoarea acelui produs. Uh-huh. Și nu spun lucrul acesta doar de... Chiar așa s-a întâmplat, așa se întâmplă. Eu dau valoare produsului sau produselor pe care le port sau le folosesc. Așadar, nu produsul ne dă nouă valoare, ci noi dăm valoare produsului. Exact, exact. Mi se par niște lucruri foarte frumoase, pentru că în viață nu e mereu ușor să trăiești, să fim sincere. Da, dai peste dificultăți, viața nu este tocmai simplă și ușoară. Vorbeam de victimizare mai devreme cu terapeutul. Dar dacă știi cine ești, dacă știi ce-ți dorești, dacă știi care este direcția ta, viața atunci devine puțin mai ușoară și mai simplă.
Pentru că există încă o vorbă, mie îmi plac mult unele zicale așa, care se aplică în viața de zi cu zi. Toată lumea se dă din calea omului care știe unde merge. Atunci când nu eziți, când mergi sigur, hotărât, nu stă multă lume în cale, că nici nu are curajul, că s-ar putea să cadă dacă stă. Dar dacă eziți la fiecare pas, dacă stai și te gândești, da, oare să merg, da, oare stânga, da, oare dreapta, și cei din jurul tău simt asta și e foarte simplu să-ți pun o barieră. Da, dacă permiți acest lucru, da, ți se pune o barieră, dar dacă ai încredere în tine, nu o să permiți acest lucru. Și până la urmă, oricum, viața este o luptă continuă. Indiferent că este vorba de familie, de iubire, de o afacere, viața este o luptă continuă. Dar atâta timp cât ai încredere în tine, lupta devine mult mai ușoară. Am mai primit și câteva mesaje. Am primit un mesaj pe WhatsApp care sună așa: bună seara, Georgeta Furdui este o persoană minunată, de o bunătate rară. Nu s-a semnat, este o doamnă care te-a complimentat. Da, și sunt multe persoane care mă iubesc, eu și eu ador foarte multe persoane, mai ales cele care mă admiră pe Facebook și pe Instagram. Mă bucur că am reușit să ajung la acest nivel și să fiu un om atât de iubit. Și așa este cum a spus și doamna, mă cunosc foarte bine, sunt un om cu o inimă foarte mare și am ajuns să-mi aleg eu persoanele care trebuie să stea lângă mine și care trebuie nu neapărat eliminate, date un pic la o parte pentru că îmi fac rău, rămân deoparte. Opa. Dar sunt multe persoane, da, pentru că este normal. Îmi place asta. Este normal, da, am stat foarte mult timp pentru că, cum am spus, viața este o luptă continuă, trebuie să te gândești la un moment dat ce e mai bun pentru tine. De multe ori nu știm ce e mai bine sau ce e mai bun pentru noi. Dar este simplu, atâta timp cât o persoană sau un lucru îți face rău, dat la o parte, adică nu-l pui în coșul tău, pe drumul vieții tale pe care tu mergi. Pui doar ceea ce îți face bine sufletului tău, minții tale și așa mai departe. Ca să ajungi până la urmă la o liniște interioară, atâta timp cât există o conexiune între liniștea mentală și sufletească, e ok. Ați simțit vreodată că sunteți nedreptățite pentru că sunteți femei? Nu știu dacă nedreptățită neapărat. Discriminat. Probabil, da, nu știu, acum nu-mi vine în cap să dau un exemplu. Nu știu, Magda. Magda, tu ai simțit? Acum depinde și de mentalitate și de societate. Da, în România, voi știți că totuși femeile nu sunt așa de, adică prin lege, da, dar au acea mentalitate bărbații că femeile ar trebui să fie cu un pas în spatele lor. Pe când în străinătate nu este chiar așa. Femeia este chiar înaintea bărbatului și sau pe același nivel, cum se spune. Probabil la noi mai trebuie lucrat așa, mai trebuie să învățăm și depinde. Acum fac așa și tu ești mamă de băiat, dar cum mamele din ziua de astăzi își educă viitorii bărbați de mâine? Da, contează foarte mult, într-adevăr, și chiar am discutat odată la emisiune despre acest subiect. Mă bucur că ai punctat asta, e foarte important cum creștem, pentru că, iată, copilul de azi este adultul de mâine și nu trebuie să uităm acest lucru. V-am întrebat de această discriminare sau nu a faptului că sunteți femei, pentru că știu mentalitatea care există în societate. Dacă ați ajuns undeva, trebuie să fie acolo și un alt favor de altă natură. Imediat dacă e femeie, cu siguranță a făcut ea ceva dacă a ajuns acolo. Dacă ajunge un bărbat undeva, a ajuns prin propriile forțe. Sunt niște mentalități cu care cred că ați avut de face și cu care v-ați luptat de lungul vieții. Exact, da. Așa este. La ceea ce îmi spunea acum, chiar mi-am lăsat aminte, la primul meu serviciu, la primul meu job, cum se spune, nu la primul meu serviciu, într-adevăr, așa este, era imediat pe 90 și am zis eu vreau să fiu pe picioarele mele, vreau și eu bani, vreau să am, da, așa, și într-adevăr aveam un patron, era bărbat și tot mi-a făcut o felul de avansuri, eram mic, aveam 18 ani și jumătate, abia terminasem liceul și într-adevăr chiar mi-am lăsat aminte că mi-a dat și o palmă, țin minte și acum, dar da, asta se întâmpla după Revoluție imediat, dar am plecat, eu sunt foarte... Da, deci nu, eu nu stau, eu plec mai departe. Asta ar trebui să facă fiecare femeie, să nu îndure umilință. Sigur. Și în niciun caz să stea sub papucul bărbatului. Da, trebuie să se facă respectată și dacă nu se simte respectată, ar trebui să plece, exact.
M-am uitat și la aceea și m-am speriat că mai avem doar un minut. Nu știu când a dispărut timpul, am crezut că nu merge bine, dar după aia mi-am dat seama că totuși merge, că până acum a mers. Așa că în acest minut aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența voastră, să-ți mulțumesc pentru acest ulei parfumat, am zis bine, da? Ulei parfumat. O să fiu cu ochii pe voi, că am înțeles că o să aveți un proiect împreună în legătură cu acest ulei parfumat, să văd ce se va întâmpla, ce va ieși. Și nu numai. O să avem mult de lucru, dar avem încredere în noi și chiar dacă va dura mai mult timp, se merită. Deci să fim cu ochii pe ele, Magda Băcanu și Georgeta Furdui. Așa vă găsim și pe Facebook și pe Instagram? Da. Ca să vedem noi proiecte. Corect. Și să mirosim noi lucruri. Nu uităm. Mulțumesc, mult succes în India o să merge acum, da? Următoarea din nou, Dubai și India în mai. Dubai și India, mamă, ce viață frumoasă așa cu călătoritul. Da, să ne iei și pe noi. Da, e frumoasă, dar e și... Să-ți ținem măcar geanta. Da, cu mare drag. India mai ales mă înscriu. Pentru că Dubaiul este un adevărat rai, o altă mentalitate și de asta îmi place foarte mult acolo. Și eu am fost, mi-a plăcut foarte mult, într-adevăr e altceva. Da. Dar acum mi-aș dori India, că n-am văzut-o niciodată. Să știi că eu chiar car și geantă, nu am îndoială, nu e nicio problemă. Cu mare drag. În India cu mare să fiu. Drag. Doamne ajută. Doamnelor, vă mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim și din suflet. Mulțumim frumos. Invitat. Scumpii mei, iată că și în această seară am avut o seară minunată, am învățat multe lucruri și am descoperit că putem fi femei de succes și femei adevărate la orice vârstă. Nu contează ce vârstă avem, contează cum ne simțim și cum ne creăm, atenție, viața. Că și acolo trebuie să stăm puțin să ne gândim. Nu uitați, dacă doriți să le urmăriți, Magda Băcanu și Georgeta Furtui pe Facebook și Instagram. Iar noi ne revedem mâine seară și deoarece este joi, ne revedem de la ora 19. Nu uitați, tot aici pe A7 TV. Până atunci vă dau o întâlnire pe Instagram și Facebook Alina Iloi Mureșan. Dar nu plecați acum, deoarece urmează colega mea Flori Stoian, care vine la voi cu emisiunea La Zi, iar de la ora 21 colegul meu Cornel Dărvășan, care vine la voi cu știrea cea bună. O seară cât mai frumoasă vă doresc. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.